Sfârșit dramatic pentru un bărbat de 40 de ani din comuna Ionecul, care a murit la scurt timp după ce a fost înțepat de o albină. Tragedia s-a produs în cursul dimineții de vineri, în jurul orei 10. Victima, un tânăr fermier ieșan, Vlad Pricop, a intrat în șoc anafilactic, iar în momentul sosirii echipajului medical a fost găsit inconștient. În ciuda eforturilor medicilor de a-l resuscita, bărbatul nu a mai putut fi salvat. Menționăm că Vlad Pricop era de profesie agricultor, iar evenimentul nefericit s-a petrecut în timp ce bărbatul era pe câmp, în localitatea Buznea, atunci când a fost înțepat de o albină. Un semnal de alarmă vine și din partea medicilor ieșeni, care atenționează asupra pericolelor care vin odată cu vremea caldă. Astfel, sfatul este ca înțepătura unei albine să fie tratată cu seriozitate, dar și cu toate măsurile de precauție necesare.